suntem o țară frumoasă, păcat, nu știu. N-ai fost și la Corbi, că chiar? N-am, îmi pare rău pentru Corbi. Avem o țară frumoasă, păcat că e românul prost. Îmi pare rău că... Știi de ce, ce m-a derutat? Fiindcă am văzut aia. N-am mai ieșit. Și ce dacă mai l-am văzut, n-am mai ieșit de 5-6 ori. Da, mă, Mimi, știi ce rău îmi pare? Îmi pare rău de tot, îmi pare bine pentru tine. Robaia, da, ai mai fost vreodată la Corbi de Piatră? Da, la 3 ore am fost. Ia uzi. Adică, fără să, o dată am fost ca nu așa, o dată am mers la Ninoasa acolo și mi-am mai făcut și pasta, trebuia să merg, pentru 2-3 mănăstiri am mai văzut și pasta și o dată acolo. Și urci la Corbi de Piatră? Nu, urci, e la șosea. Dar cum arăta aia așa, ziceai? Urci pe spate, ca să te urci sus pe mănăstire la cruce. Cascada, la Corbi de Piatră, nu mai cumpărea acum. Peșteră, e tur la ea acolo și nu e bine. Da, e presă, da. Dacă îți spui peșteră, da, e unit asta că face slujbă zi de zi. Nu știu, deci am fost acum 2 ani ultima oară și era altfel. Icoana că sunt Andrei în partea aia, acum a făcut altarul. Ei, au organizat ei. Altarul, icoanele alea mari. Unde era? Nu era altarul ăla. Da? La Turca. Nu era, că era cruci cu poza aia mare că sunt Andrei acolo. Și era altfel, era întuneric, a făcut zbrețe. Ei, să puse tancurile petroliere. Da, 2 ani. Tancurile petroliere. La anul, dacă mergi și după transfer, n-ai știut că merge ăsta, mă. Eu și pe Ionut, cu Dana și cu ăștia, pe toți. N-am știut că merge la cetate, la Poenari, să urci acolo, ăla. Dar să-ți iau cu și nu, că merge.